Doresc să binecuvintez și eu numele Domnului în seara aceasta și să spun ca binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul nostru Iisus Hristos, împreună cu Duhul Sfânt. Amin. Spunea Apostolul Petru în pasajul care s-a citit mai devreme, spunea în versetul 7, spune așa: pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava, cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Vorbește Apostolul Petru în acest verset despre încercarea credinței noastre. Și acela care ne încearcă nouă credința, ceea ce spune Apostolul Petru, este Dumnezeu. Fiecăruia dintre noi, la un moment dat, la timpul hotărât de Dumnezeu și după modalitatea pe care Dumnezeu o hotărăște în dreptul fiecăruia, Dumnezeu ne va încerca credința noastră. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu, încercarea credinței pe care o face Dumnezeu. Mai este o încercare a credinței despre care vorbește Apostolul Pavel de data aceasta în Corinteni, în capitolul 13, și spune în felul următor: pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință, pe voi înși vă încercați-vă. Și încercarea aceasta a credinței, Dumnezeu ne dă dreptul să ne-o facem noi, să ne testăm noi înșine unde suntem noi în relația noastră cu Dumnezeu. Cum stăm noi pe drumul acesta al mântuirii? Dumnezeu ne dă ocazia, înainte de examenul final, pe drumul nostru înspre împărăția lui Dumnezeu, El ne dă ocazia, Dumnezeul nostru, să ne cercetăm fiecare și să vedem unde suntem, cum stăm. Încercați-vă, spunea El, așa spune Apostolul Pavel, pe voi înși vă încercați-vă să vedeți dacă sunteți în credință. Când Dumnezeu judecă, Dumnezeu judecă întotdeauna drept. Dumnezeu judecă întotdeauna fără părtinire. Dumnezeu, când trasează o judecată în dreptul meu sau în dreptul dumneavoastră, judecata pe care o face Dumnezeu, o face cu dreptate. Tot Apostolul Pavel vorbește în alt pasaj, de data aceasta în 1 Corinteni, în capitolul 11, în pasajul care se citește probabil în mod repetitiv la cina Domnului, spune așa: dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Dacă eu îmi fac o judecată, dacă eu îmi fac un test înspre relația mea cu Dumnezeu și mă testez să văd oare cum stau eu în relația cu Dumnezeu, Dumnezeu privește lucrul acesta ca un lucru bun și zice: dacă tu te judeci pe tine și îți judeci mersul tău înspre împărăția lui Dumnezeu, eu nu te judec, judecă-te tu. Și ori de câte ori te judeci în lumina cuvântului lui Dumnezeu, știi cum te găsești? Te găsești vinovat. De fiecare dată când te judeci în fața cuvântului lui Dumnezeu, înaintea sfințeniei lui Dumnezeu, de fiecare dată, când îți dai un test privitor la calea ta, cum mergi, la mersul tău și pui în lumina cuvântului, de fiecare dată, cel puțin eu, de fiecare dată, mă găsesc în testul acesta, mă găsesc deficitar. Mă găsesc că am nevoie să mă îmbunătățesc mersul meu înspre împărăția lui Dumnezeu. Dar chiar dacă te găsești deficitar, Dumnezeu spune: dacă tu te judeci singur, dacă tu te judeci singur, nu e judecat. Acum, pe pământul acesta, nu e judecat, te judeci. Doamne, cad în același loc, mă împiedic în același loc, tot acolo cad. Asta e căderea mea, e problema mea. Doamne, vin înaintea Ta cu căderea aceasta. Caut în fiecare zi să trec peste ea, dar nu reușesc. Tot în locul acesta mă împiedic. Doamne, ajută-mă ca să pot să merg înainte. Dumnezeu nu ia, nu iaua și imediat îți dă dacă tu te judeci. Și Doamne, caut să mă întreb, dar nu pot. Și Dumnezeu așa spune prin cuvântul Lui: pe voi înși vă încercați-vă. Știți că suntem profesioniști și noi la judecat? Suntem profesioniști să judecăm, dar nu să ne judecăm pe noi înșine. Suntem profesioniști ca să-i judecăm pe ceilalți. Dar cuvântul zice: pe voi înșivă, testați-vă, pe voi înșivă, încercați-vă. Dacă vine vorba despre copilul meu și copilul meu face o prostie, să spunem, sparge un geam copilul meu,
Imediat îi găsesc copilului meu circumstanțe atenuante și spun, a spart geamul acesta din fel și fel de împrejurări nefericite, el n-a vrut, copilul meu n-are nicio vină. Dar dacă vine copilul altcuiva și face vreo boacănă, atunci eu mă pun și îl judec și spun, părinții nu se ocupă de el, n-are educație, nimeni nu se ocupă de copilul acesta, viitorul lui, ce se va alege cu el. Și începem să facem fel și fel de judecăți, pentru că noi suntem profesioniști să judecăm pe alții. Dar niciodată nu vrem să ne judecăm pe noi, însă cuvântul spune așa, pe voi înșivă, încercați-vă dacă sunteți în credință. Acum întreb, nu doresc să-mi răspundeți, doar pun o întrebare. Când te-ai judecat ultima dată? Când te-ai testat ultima dată să vezi care-i mersul tău înspre împărăția lui Dumnezeu? Cum stai? Nu-mi răspundeți mie. Răspundeți-vă dumneavoastră. Când a fost ultima dată când ți-ai pus întrebarea aceasta, Doamne, încotro mă îndrept? Oare mersul meu înspre împărăția ta este în acordanță cu voia ta, cu voia cuvântului tău? Dacă te judeci singur, spune cuvântul, n-am fi judecați. Așa spune și Apostolul Petru, spune Apostolul Petru în pasajul acesta, cred că un verset mai devreme, în versetul 7, spune așa, în ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați. Și am stat și m-am gândit, de ce spune dacă trebuie? Dar oare nu trebuie să fim întristați? Așa spune, dacă trebuie. Probabil, gândesc eu, dacă ne judecăm unii pe alții, așa spune, n-am fi judecați, Dumnezeu nu ne-ar judeca pe pământul acesta. Și n-am fi pedepsiți sau osândiți odată cu lumea. De aceea eu m-am gândit în seara aceasta să ne testăm, fiecare dintre noi, să vin înaintea dumneavoastră și să aduc câteva puncte în care fiecare dintre noi să ne supunem la test, să vedem cum stăm noi, cum stă viața mea. Pe mine mă interesează de mine, important, că Dumnezeu nu o să mă treagă niciodată la răspundere de dumneavoastră. Mă interesează să văd cum stau eu în relația cu Dumnezeu. Și m-am gândit că primul lucru care ar trebui să-l testez și să-l testăm împreună ar fi să ne testăm inima. Și m-am întrebat de ce inima? De ce trebuie să ne testăm inima? Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, spune așa, nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu decât o inimă rea și necredincioasă. Pe Domnul Iisus Hristos a murit pe crucea Golgotei și a dat viața pentru mine și pentru dumneavoastră. A fost lovit, a fost bătut, a fost bajocorit, a fost crucificat pentru păcatele întregii omeniri. Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos ca să facă lucrarea aceasta de mântuire. Și aici spune că nimic nu ne desparte de dragostea lui Dumnezeu decât o inimă rea și necredincioasă. Care a fost dragostea lui Dumnezeu față de noi? Ioan capitolul 3, versetul 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu. Dragostea lui Dumnezeu s-a arătat față de noi că pe când eram noi păcătoși, spune cuvântul, Hristos a murit pentru păcatele noastre. De aceea trebuie să ne testăm inima. Pentru mântuire Domnul Iisus Hristos a făcut totul. Nu poate nimic să mai fie făcut pentru mântuire, însă pe mine de mântuire mă poate despărți inima mea. Acum mă întreb în seara aceasta pe mine, cum este inima mea față de Dumnezeu? Aș vrea să privim fiecare dintre noi, să ne facem o analiză sinceră. Românii au o vorbă și spun așa, să nu ne furăm căciula singuri. Fii sincer cu tine însuși și gândește-te cum este inima ta. Când Domnul Dumnezeu face o analiză împăraților din poporul Israel, știți cum le analizează? Trage așa linia la sfârșit de viață și spune așa, a făcut ce este bine sau a făcut ce este rău înaintea lui Dumnezeu și spune așa, a avut inima întreagă pentru Dumnezeu sau a avut inima împărțită pentru Dumnezeu? Eu întreb în seara aceasta ca și test, întrebare la test, cum îți este inima? Îți este inima ta împărțită în relația cu Dumnezeu? Sau inima ta este întreagă față de Dumnezeu? Spunea cineva un caz ipotetic și vreau să-l redau și eu. Dacă te duci și spui soțului tău sau soției tale, îi spui așa, draga mea sau dragul meu, 99% din inima mea aparține sau bate pentru tine. Mai am 1% în inimă în care mai am o altă simpatie. Credeți că soțul sau soția dumneavoastră ar fi mulțumită să știe că doar 99% din inimă îi aparține partenerului de viață și 1% poate aparține altcuiva? Cu siguranță că partenerul de viață n-ar fi mulțumit. Cu atât mai mult Dumnezeu dorește ca inima mea
Și inima dumneavoastră să nu fie împărțită. Dumnezeu vrea ca inima mea să fie în totalitatea Lui. Dumnezeu dorește ca inima mea să fie în totalitatea Lui. Întreb în seara aceasta, este inima ta împărțită sau este întreagă față de Dumnezeu? Haideți să ne uităm în cuvântul Domnului. Spune în cuvântul Domnului în Iacov, capitolul 4, cu versetul 8, spune așa. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima oameni cu inima împărțită. Omul care are inima împărțită, o caracteristică a lui este că stă la o oarecare distanță de Dumnezeu. Omul care are inima împărțită stă la oarecare distanță de Dumnezeu. El nu-i dă voie lui Dumnezeu în totalitate să pătrundă în inima lui. El îi spune, Doamne, până aici, ai doar o anumită porțiune în care eu te las să intru. Poți să intri în inima mea până la primul nivel, până la al doilea, dar în colțul inimii mele, acolo să nu intri. Poți să intri unde vrei în casa mea, dar acolo să nu intri. Dacă mai trebuie să te apropii de Dumnezeu, înseamnă că inima nu este întreagă. Noi de multe ori spunem să ne apropiem de Dumnezeu, dar când trebuie să ne apropiem de Dumnezeu, inima noastră nu este întreagă. Știți cum arată un om care are inima în întregime dată lui Dumnezeu? Te rog, Onisim, să afișezi Psalmul 63 cu versetul 8, ceea ce spune David, om după inima lui Dumnezeu. Psalmul 63, versetul 8. Sufletul meu este lipit de tine. Omul care are inima întreagă pentru Dumnezeu, ăla nu vrea să fie despărțit de Dumnezeu nici măcar cu un milimetru. Omul care are toată inima pentru Dumnezeu, ăla vrea să fie lipit de Domnul. Eu acum mă întreb pe mine, Florin Ștefan, inima mea este lipită de Dumnezeu sau trebuie să mă mai apropii de Dumnezeu în fiecare zi? Dacă trebuie să mă apropii de Dumnezeu în fiecare zi, înseamnă că inima mea este o inimă împărțită. În inima mea mai sunt anumite lucruri pe care nu doresc să le dau la o parte. Mai sunt anumite lucruri pe care nu vreau să le las ca Dumnezeu să aibă în totalitate control în inima mea. Și merge mai departe, merge Iacov și spune așa în versetul acesta 8 și spune, curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima oameni cu inima împărțită. Omul care are o inimă împărțită, inima aceea nu este o inimă curată, așa spune aici cuvântul. Curățiți-vă inimile. Inima omului cu inima împărțită este o inimă murdară, dragii mei. Onisim, te rog din nou să mă ajuți. Matei, capitolul 15, cu versetul 19. Și acolo spune așa în Matei, căci din inimă ies, uitați ce ies, gândurile rele, uciderile și așa mai departe, nu vreau să le citesc. Pun o întrebare în seara aceasta, dacă inima ta este întreagă pentru Dumnezeu, și inima ta este curată, te întreb doar atât. Ai gândit vreodată de rău împotriva aproapelui tău? Nu cu voce tare, așa în interiorul tău. Ai gândit vreodată de rău de aproapele tău? Dacă ai gândit o singură dată de rău de aproapele tău, inima ta nu este întreagă, inima ta nu este curată. Lucram zilele, săptămâna care a trecut, lucram pentru cineva, pentru un domn care are o stare financiară foarte bună, construiește undeva într-o zonă bună, construia trei căși și nu construia o casă cu un etaj, făcea trei căși una lângă alta cu trei etaje. M-am uitat așa și am zis, ce bine le merge la unii. Știți ce bine? Vine o vorbă din popor și spune așa, să nu întreb niciodată pe un milionar cum a făcut primul milion. Să nu-l întreb niciodată pe un milionar cum a făcut primul milion. Pentru că toată lumea zice că milionul acela nu l-a făcut curat. Dacă tu îl vezi pe fratele tău, că el are o afacere prosperă și lucrurile merg bine, ce gândești despre fratele tău când te uiți la el? Așa, în interiorul tău, în inima ta, ce spui? Știu eu cum a rezolvat el toate lucrurile astea. Dacă ai gândit despre fratele tău, despre aproapele tău lucrul acesta, inima ta nu-i curată. Știi ce spune cuvântul Domnului? Pentru cel curat, toate lucrurile cum sunt? Sunt curate. Și vine tot cuvântul Domnului și spune așa, ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Frații mei, cum este inima mea și cum este inima dumneavoastră în relație cu Dumnezeu? Este inima mea întreagă? Dacă trebuie să mă mai apropii de Domnul, nu-i întreagă. Dacă gândesc de rău de aproapele meu, nu este întreagă. Spune acolo din nou în Matei, în 15 cu 19, spune despre ucideri. Oare noi copiii lui Dumnezeu, oare noi ucidem? Dumnezeu să ne păzească, spunem că niciodată noi nu vrem să facem așa.
S-au adunat un grup de oameni și au spus așa: haideți să-l ucidem pe Ieremia acum, cu vorba. Știi că cu vorba ta tu poți să-l ucizi pe fratele tău? Știți că de la o vorbă, de la o înțepătură, de la un cuvânt aspru, tu poți să-l ucizi pe fratele tău? Probabil că una dintre cele mai mari lupte pe care le au slujitorii în biserică, fie că sunt slujitori care slujesc prin cuvânt, fie că sunt slujitori care dirigează, care cântă în cor, care slujesc sub orice formă, una dintre cele mai mari lupte ale slujitorilor, știți care sunt? Pe lângă lupta împotriva păcatului. Este lupta renunțării. Lupta de a rămâne în fața lui Dumnezeu tot timpul în slujbă. Lupta de a nu da înapoi. Lupta de a nu renunța este una dintre cele mai mari lupte pe care le au slujitorii. Și știți de ce? Nu vor să renunțe din cauza păcatului. Vor să renunțe din cauza unei vorbe pe care cineva vine și o spune. Astăzi vine și îmi spune cu tare, astăzi vine și îmi spune cu tare și în fiecare zi vine și te ucide. Și de atunci te duci la rugăciune și Duhul Domnului trebuie din nou să te ridice și să spună: rămâi la locul la care te-am pus, bărbatule, rămâi la locul la care te-am pus, femeie, rămâi la locul la care te-am așezat. De ce? Pentru că sunt frații de-ai noștri care ucid cu vorba. Noi avem putere în limba aceasta, în vorbele noastre, ca să ucidem? Sau avem putere în cuvântul nostru ca să ridicăm? Problema ține de noi, cum ne folosim noi cuvintele. Poate că cineva a avut o slujire care n-a fost la nivelul nostru. Poate considerăm că ni se cuvine ca predica care se aude în biserică să fie la un nivel mai înalt pentru noi. Așa credem noi că ni se cuvine. Dar știți ce spune cuvântul Domnului? Când Domnul Iisus Hristos stă de vorbă cu Pilat, îi spune acolo: n-ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi dată. De unde ai tu pretenții ca cineva să slujească la nivelul tău? N-ar trebui să avem pretenții. Dacă unul are o slujire mai modestă, să te duci să-l binecuvintezi, să spui: Domnul să te binecuvinteze pentru slujirea care ai avut-o. Știți că am stat în săptămânile în care nu am venit la biserică, am stat acasă și am ținut program în familie, cu copiii, cu soția, cu mama când a fost aici și am ținut program noi. Știți ce greu mi-a fost ca în fiecare duminică să pregătesc cântări, cuvânt, să fie predică, să fie toate lucrurile, să fac program și cu copiii. Știți ce greu mi-a fost? Aici vin în casa lui Dumnezeu, este un frate care conduce programul, mai este corul care cântă, mai sunt frați care slujesc Domnului, eu stau în bancă și n-am nicio grijă. Și pentru aceasta trebuie să spun: Doamne, îți mulțumesc că în locul acesta sunt frați care ne slujesc, binecuvântat să fie numele Domnului. Este foarte important să ne sprijinim unii pe alții. Foarte ușor am putea să ne găsim unii la alții fel și fel de cusururi, că le avem, așa suntem noi, suntem oameni. Însă este aici, în locul acesta, oameni care stau și slujesc. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Haideți să ne folosim cuvintele într-un mod care să ne zidim unii pe alții. Să ne folosim cuvintele ca să ne ridicăm unii pe alții, să nu ne ucidem cu vorba. Ca oamenii și frații să poată să stea înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Cum stai cu inima? Întreb din nou. Este inima împărțită? Răspundeți-vă dumneavoastră, eu mă uit la inima mea. Domnul să mă ajute, așa cum spunea David, Psalmul 51, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, și pune în mine un duh nou și statornic. Are cineva nevoie ca Dumnezeu să-i dea o inimă curată? Eu am nevoie. Doamne, dă-mi o inimă curată. Dumnezeu să ne ajute ca inima noastră să nu fie o inimă împărțită. Inima noastră să fie o inimă de carne. Mă duc mai departe cu testul acesta asupra inimii. Și acum un următor test pe care trebuie să-l facem, să ne uităm dacă inima noastră, după ce este, dacă este împărțită, să ne uităm dacă este împietrită. Este inima mea împietrită față de Dumnezeu? Știți că o caracteristică a inimii împietrite este ceea ce spune Apostolul Pavel în Romani, spune așa: dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua judecății. Omul care are inima împietrită, când aude despre pocăință, omul acela îi vine să fugă. Se împotrivește întotdeauna, omul cu inima împietrită se împotrivește întotdeauna la pocăință. Acum întreb în seara aceasta, chiar dacă ești pocăit poate de 20 de ani, de 30 de ani, sau poate că nu ești întors la Dumnezeu, când auzi ceea ce spunea Apostolul Pavel în Faptele Apostolilor, în capitolul 17, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Când auzi vorba despre pocăință, ce spune inima ta? Trebuie să se pocăiască inima ta? Sau nu trebuie să se pocăiască? Omul care are inima împietrită, când aude despre pocăință, se împotrivește întotdeauna.
Îmi aduc aminte, ani în urmă, am stat de vorbă cu cineva, întors la Dumnezeu de mulți ani, și i-am spus din vorbă în vorbă, omule, trebuie să te mai pocăiești. Și el s-a uitat la mine așa cumva de sus și mi-a zis, eu sunt pocăit de atâția ani. Mi-a întors spatele și a plecat. Și mi s-a spus și mie, nu de puține ori, trebuie să te mai pocăiești, Florine. Știți care e atitudinea firii mele pământești să răbufnească și să spună, eu sunt pocăit. Na. Omul care are inima de carne, când cineva îi spune, trebuie să te pocăiești, ăla trebuie să spună, Dumnezeu să mă ajute să mă pocăiesc. Biserica din Pert, fiecare dintre noi, avem nevoie să ne pocăim, că dacă am fi fost desăvârșiți, n-am mai fi pe pământ aici, am fi în împărăția lui Dumnezeu. Dar fiecare dintre noi trebuie să ne pocăim. Și când auzim cuvântul acesta, trebuie să te pocăiești, care e reacția? Acum te cercetezi. Poate ți-a spus cineva odată, omule, mai pocăiește-te. Care a fost reacția ta? Acolo poți să vezi cum stă inima ta, dacă inima ta este împietrită. Omul cu inima împietrită, pe el nu-l mai mișcă nimic. Nu-l mai atinge nimic. Duhul Sfânt cercetează biserica, sunt lacrimi, sunt mișcări ale Duhului prin biserică. El stă liniștit pe bancă. Nu-l mai mișcă nimic. Inima împietrită. Doamne, dă-ne o inimă de carne, să avem o inimă de carne, ca inima noastră să fie întotdeauna în contact cu Dumnezeu, să fie în colaborare cu Dumnezeu. O altă caracteristică a omului cu inima împietrită, Apostolul Pavel stă de vorbă cu dregătorul Felix și cu soția Drusila și le spune acestora așa, când Pavel a început să le vorbească despre înfrânare, neprihănire, înfrânare și judecată, Felix dintr-o dată a zis, Pavel, stop, până aici. Te voi asculta altă dată despre lucrurile acestea. Omul cu inima împietrită, când îi spui, omule, neprihănire, este una din caracteristicile pe care trebuie să le aibă un copil al lui Dumnezeu, neprihănire, înfrânare. Știți care e atitudinea noastră în ultimul timp la neprihănire și înfrânare? Biserica română e veche. Noi trebuie să mergem la alte biserici care au o libertate nea. Noi ne trebuie puțin de libertate pe noi. Nu poți să ne ții aici doar așa strâns cum vreți voi. Noi nu ținem pe nimeni strânși. Cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu însuși, are o cale, are o regulă și a spus, calea aceasta nu e largă, e îngustă. Dacă vrei să ajungi în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să te conformezi cuvântului lui Dumnezeu. Dar dacă inima e împietrită și tu nu mai primești niciun cuvânt de neprihănire, pe eu trebuie să mă schimb, mă uit la hainele mele, mai îmi iau un blu care e rupt, trebuie să-l cos. N-am voie să umblu așa, neprihănire, dacă vine cineva, domnule, îmbrăcămintea nu-i bună, atitudinea ta nu-i bună, în orice parte, domnule, este loc de mai bine de fiecare dată, dar dacă inima e împietrită, îmi place și în partea aia să mai îmi permit mai o glumă, să mai îmi permit să mai consum ceva. Firea pământească. Dumnezeu să ne dea inimi de carne, să nu avem inimi împietrite. Dumnezeu să ne dea înțelepciune ca să privim întotdeauna înspre împărăția lui Dumnezeu. Ar fi așa de multe capitole din viața noastră la care ar trebui să ne testăm. Am ales probabil numai două în seara aceasta să le spun. Am spus prima aceasta inimă, ar trebui să ne testăm mânia. Sunteți oameni mânioși? Mie de multe ori mă aprind așa mai repede. Mă gândesc că poate și dumneavoastră sunteți tot așa. Să ne testăm mândria. Oare suntem oameni mândri? Nu mă opresc nici la mânie, nici la mândrie și ar fi multe altele. Mă opresc puțin, foarte scurt în limita timpului, mă opresc la să ne testăm numele nostru. Și aici nu mă refer la numele meu fizic, Florin, sau numele dumneavoastră care îl aveți în pașaport sau în permisul de conducere, ci mă refer la numele pe care îl purtăm și ne place să spunem că suntem copii de Dumnezeu. Și doresc să întreb, oare sunt eu ceea ce numele meu spune că sunt? Spune că sunt copilul lui Dumnezeu, așa spun, e numele meu. Și spunea Domnul Iisus când stătea cu farisei și spunea, dacă ați fi fiul lui Avram, ce ați face? Ați face faptele lui Avram. Acum, dacă eu sunt copilul lui Dumnezeu, ce trebuie să fac? Trebuie să fac fapte care să-i facă cinste lui Dumnezeu. Oare fac așa ceva? A venit la Ioan Botezătorii, au venit leviți și preoți. I-au trimis iudeii la el, la Ioan Botezătorul. Și l-a întrebat pe el, cine ești tu? Și îmi place cum una din Evanghelie îi spune așa frumos întrebarea și zice, ce spui tu despre tine însuți? Ce spui tu despre tine însuți? L-au întrebat pe Ioan. Și Ioan spune, foarte simplu, eu sunt o voce. Domnul Iisus mărturisește despre Ioan și zice, nu este nimeni mai mare ca Ioan, născut din femeie.
Și Ioan spune, eu nu sunt o voce, dar acum mă întreb pe mine și vă întreb pe Dumnezeu, suntem la test în seara aceasta. Ce spui tu despre tine însuți? Dacă te-ar trebui să te duci la locul tău de muncă, unde lucrezi cu colegii tăi, cum te-ar pune cineva să te prezinți? Cum te-ai prezenta? Ai venit și ai spune, eu sunt un credincios, sunt copilul lui Dumnezeu, îmi trăiesc viața după principiile Sfintei Scripturi, nu mint, nu fur, nu-mi poftesc ce nu-i al meu. Ce ar spune colegii tăi care te cunosc? Sau hai să mergem în casa noastră. Dacă eu m-aș duce să mă prezint soției mele și m-aș spune, soția, spune-mi câteva cuvinte despre tine sau soțului meu, dacă ești soră. Și eu spun, sunt cu tare. Și oare ți-ar sta în picioare mărturia ta înaintea soției, înaintea colegilor? Ar sta în picioare mărturia ta și spui, eu sunt copilul lui Dumnezeu. Mi-a plăcut foarte mult de fratele Moisică Luca ce a avut așa o întâmplare. A spus un coleg de lucru de-al dumnealui, l-a întrebat așa, zice, spune-mi și mie cum arată un pocăit. Și fratele Moisică Luca ce a spus, un pocăit arată ca mine. Ai avea curajul să mergi la lucru, acasă, în cercul apropiați de oameni, de prieteni care te cunosc, să spui, un pocăit arată ca mine. Ce reacție ar avea ei? Ar spune, vai pocăință sau, într-adevăr, tu ești un om al lui Dumnezeu? Eu cred că mulți dintre noi am avea multe lucruri de îndreptat. Domnul Iisus Hristos stă de vorbă cu ucenicii și pune Domnul Iisus o întrebare din nou și spune așa, cine zice lumea că sunt eu? Și ucenicii răspund, oamenii spun că ești Ieremia, ești unul din proroci, Ioan Botezătorul și așa mai departe. Acum întreb din nou, dacă i-ai întrebat tu pe cei de lângă tine, ce spuneți voi despre mine? Care-i opinia voastră despre mine? Sunt eu ceea ce trebuie să fiu? Mi-am adus aminte de un frate păstor, povestea, spunea că în localitate la ei au venit o grupare de menoniți. Și gruparea aceasta de menoniți au deschis un atelier din acesta de industrie textilă, de confecții, de îmbrăcăminte. Și spunea fratele acesta, a luat și din biserica noastră, a luat tineri și tinere ca să le învețe în industria aceasta textilă. Și într-o zi, zice, au venit și în biserică la noi, au venit în biserică la noi și zice, fratele păstor, am vrut să impresionăm. Am pus corul să cânte, am pus copii, am făcut un program extraordinar. Și păstorul zice, eram așa de mulțumit, toate lucrurile au mers bine. Și zice că după ce i-am dat cuvânt unuia dintre frații americani, a venit în fața bisericii și a spus în felul următor. Văd că la dumneavoastră în biserică, spunea el, vă preocupați foarte mult de tineret, vă preocupați foarte mult de copii și faceți un lucru extraordinar cu ei. Încercați să implicați în lucrarea aceasta sfântă, spunea omul acela. Zice, dar mai învățați un lucru. Și toată lumea a stat așa, foarte atent, ce lucru să-i mai învețe? Și omul acela continua și a zis, învățați-i să nu mai fure. Zice că au venit la noi la atelier acolo și după ce au plecat ne-a dispărut ața, acele bucăți de material. Și acum întreb și eu, ce spun oamenii din jurul nostru despre noi? Noi venim și dorim să impresionăm. Vin în locul acesta și doresc să am o predică bună, frații doresc să au o cântare bună. Însă am repetat și am spus mai de multe ori, pocăința mea nu stă în felul în care eu mă raportez în fața dumneavoastră și vorbesc din cuvânt sau cânt. Pocăința mea întotdeauna arată cât sunt de înfrânat și cu cei din jurul meu cum mă comport. Și de atâtea ori foarte mulți dintre noi avem mari probleme în lucrul acesta. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Mă opresc la aceste cuvinte, timpul s-a scurs. E bine ca să ne testăm fiecare dintre noi. Ori de câte ori poți, când pui capul pe perină seara, în fiecare zi, cum a mers ziua mea astăzi? Oare am făcut ceea ce trebuia să fac? Am greșit la cutare lucru, vreau să-mi cer iertare. Am făcut lucrul acesta pe care n-a trebuit să-l fac. Doamne, ajută-mă mâine să-l... Ori de câte ori te testezi, Dumnezeu privește cu ochi buni judecata aceasta pe care ți-o faci. Chiar dacă suntem greșiți, suntem păcătoși, toți, eu nu vin să vă dau dumneavoastră lecții. Dintre toți din locul acesta, eu sunt probabil cel mai păcătos. Eu mă găsesc de atâtea ori deficitar în foarte multe lucruri, dar vreau să mă testez, vreau ca la sfârșit, așa cum spune Apostolul Petru, sfârșitul credinței mele să fie mântuirea sufletului meu și cred că și dumneavoastră vă doriți la fel.
Haideți să ne testăm fiecare dintre noi, să vedem cum stăm cu Dumnezeu, ca la sfârșitul alergării noastre Dumnezeu să spună, să uite la noi, bine rob bun și credincios. Intră și moștenește în împărăția Stăpânului. Dumnezeu să vă binecuvinteze.